Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cheamă Scallion Latte, adică, Scallion, de fapt, cafea cu ceapă de primăvară. Ceapă verde, asta înseamnă Scallion. Scallion. Scallion, da. Ceapă, cafea cu ceapă verde. Bă, ceapă noi verde. Cred că se preferă mai degrabă ceapa, ceapa cu usturoi. Așa am simțit pe aici, pe acolo. În unele cercuri, altfel nu se explică. Dacă dai o căutare după hashtagul Spring Onion Latte pe TikTok sau Instagram, primești zeci de răspunsuri înapoi, fotografii, videoclipuri cu cești de latte cu ceapă verde. E serios, adică pe bune. Zău, nu e nicio glumă, oamenii sunt. Filmările astea au devenit virale luna trecută. Mai multe publicații asiatice au descoperit această băutură neobișnuită. Au numit-o una dintre cele mai surprinzătoare combinații încercate vreodată. Cred și eu. Cred și eu. Aparent, pentru a face un latte cu ceapă verde bun, trebuie să pisezi câteva cepe verzi mai întâi. Deci faci un pesto de ceapă verde. Ok. Fără parmezan și fără nuci. Adică... și fără ulei. Cum ar veni un mujdei de ceapă verde. După care pui gheață, lapte și cafea. Și pe deasupra presari niște ceapă verde tocată. Pentru că de ce nu? Bă, te uiți cu atâta interes la mine cât mi se face frică. Cozile. Nu, deci tu chiar te gândești. Sau poți să pui chives, cred. E cu ceapă verde, nu e cu chives. Da, merge. La noi o să bagă cu praz. E mai dulce. Nimeni nu știe cu exactitate cum, unde sau când a fost creată oroarea asta. În ultimele luni, preparatul pare să fi fost adoptat de suficiente cafenele ca să atragă atenția pe internet. S-ar să fie și un... da. Da, există ceva în China, mă rog, în Asia, se cheamă bucătărie întunecată, care, pentru cei care învață chineză în perioada asta, se cheamă Heian Liaoli. În chineză. Da. Bucătăria întunecată se referă în principiu la mâncăruri și băuturi care pun la încercare sensibilitatea oamenilor. Mai este un exemplu, hot ice latte. Deci este latte cu gheață, dar cu chili, cu praf iute. Ok. Un exemplu de bucătărie. Unde ai văzut așa? Am mai văzut, nu știu unde, dar am mai văzut. Ai băut cu ardei iute. Da. Ai băut? Nu. Ai încercat? Nu. Nu, că nu-mi place... iutele. Așa iute. Și nu în combinație cu lichide. Adică nici supele alea foarte picante nu prea mă omoară. Nu-ți plac supele picante? Mă omoară alea. Dar, Da. Să-ți dau... Adică vreau să mănânc ardei iute la ciorbă. Da. Dar zeama aia foarte iute, știi, zeama. Adică îmi place iutele să fie solid. Ardei iute, nu lichid. Știi? Corect. Da. Auzi, dar nu credeți că ar trebui interziși în România ardei iuți... ardei aia lungi verzi, care sunt vânduți pe post de ardei iuți și sunt, de fapt, un fake, ei nefiind iuți deloc? Absolut. Uneori sunt. Mie îmi place că ei sunt ca un nou Kinder. Nu știi ce nimerești. Băi, nu nimerești. Uneori e iute, uneori e dulce, nu se uneori muști și zice, dă-l în spana că n-are niciun gust și rămâi. Da, asta, pe asta te bazezi, am pățit. Nu are, deci nu e consistența acolo. Adică iei niște ardei de aia, te aștept să fie iuți și ei, de fapt, n-au niciun gust, n-au nimic. Nu mai bine să declarăm ilegal acest soi și să fie numai ardei verzi lungi care nu sunt iuți și n-au niciun gust și să fie vânduți ca atare ardei fără gust. Ardei, și ardei decorativ. Mici roșii, mă, pe care știi pe ce să te bazezi cu ei, nu? Da, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.